Doamnelor, domnilor, bună seara! Sunt Dana Ciobanu și vă prezint o nouă ediție a emisiunii Obiectiv Comun. De 7 ani, un frumos prilej adună la oaltă oamenii îndrăgostiți de teatru. Sărbătoarea Teatrului Românesc aici, la Chișinău. În perioada 15-25 septembrie va avea loc cea de-a 7-a ediție a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești. Eveniment organizat de Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău, cu sprijinul Ministerului Culturii, Educației și Cercetării din Republica Moldova, al Ministerului Culturii și Identității Naționale din România, al Institutului Cultural Român din București și Chișinău și al Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Al doilea an consecutiv, Reuniunea Teatrelor Naționale se bucură de onoarea înaltului patronaj prezidențial acordat de președinta Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, dar și de președintele României, domnul Klaus Iohannis. Susținere prin care se recunoaște prioritarea instrumentelor pașnice, concelatoare și creatoare. Despre o ediție frumoasă a Reuniunii Teatrelor Naționale Românești discutăm astăzi la emisiunea Obiectiv Comun. Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, ediția a 7-a, se va desfășura la Teatrul Național Mihai Eminescu în perioada 15-28 septembrie. Evenimentul din acest an are genericul Artiștii pentru Pace, Libertate, Speranță. Acest regal teatral va întruni împreună, alături de gazda Reuniunii Teatrul Național Mihai Eminescu, 17 teatre de pe ambele maluri ale Prutului. În semn de solidaritate cu cetățenii Ucrainei și de afirmare a unor idealuri comune, în cadrul reuniunii va participa Teatrul Național Dramatic Academic Ivan Franco din Kiev. Evenimentul este organizat cu sprijinul Ministerelor Culturii din România și din Republica Moldova, al Institutului Cultural Român București și Chișinău, al Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova. Programul reuniunii include 24 de spectacole în sălile de teatru, 9 audiții ale spectacolelor radiofonice, lansări de carte, proiecții de film, expoziții de fotografie, ateliere și masterclass-uri, evenimente online, discuții. Am revenit în platou, unde am o deosebită plăcere să-l prezint pe invitatul ediției de astăzi. Este vorba de inițiatorul Reuniunii Teatrelor Românești în România și Republica Moldova, dar și directorul Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, domnul Petru Hadârcă. Bună seara, domnule Hadârcă. Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Da, știu că v-am răpit de la teatru pentru că sunteți în forfăta pregătirilor, a premierelor, a repetițiilor. Se întâmplă lucruri frumoase, mărețe acolo la Teatrul Național Mihai Eminescu. Și nu doar, în colaborări cu celelalte trupe care vor veni și vor face parte din acest frumos festin. O să vorbim pe îndelete astăzi despre acest eveniment. Vă mulțumim că ați venit. Ați găsit timp pentru noi. Pentru noi contează să vorbim despre acest eveniment frumos. Suntem deja, iată, la 7-a ediție. O ediție extraordinar de frumoasă și permiteți-mi să spun că în 2018 ați dedicat acea ediție a reuniunii centenarului României. Anul trecut, împreună cu actorii și teatrele venite în Republica Moldova, ați sărbătorit un secol de teatru, iar anul acesta vreau să citez un fragment din manifestul teatrului în ajunul acestei ediții a Reuniunii Teatrelor Românești Naționale la Chișinău. Citez. În contextul războiului declanșat în Ucraina și amenințărilor la adresa democrației și libertății venite din exterior, cultivarea prin artă a libertății de exprimare și de creație, a gândirii independente, a spiritului critic a devenit o prioritate. Noi, oamenii de artă, susținem și simțim mai acut decât oricând imperativul de a menține credința și speranța că viața merită trăită în libertate, că prin violență, ură, teroare, prin mâna de fier și agresiune militară nu poate fi construită o lume mai bună. Am încheiat citatul. Este un manifest extraordinar. Unor oameni de creație, unor oameni de artă, care vine cumva să puncteze statutul și imperativul social pe care trebuie să-l aibă orice actor, raportat la realitatea zilelor lui în care trăiește, raportat la societatea în care trăiește. Vă rog, vă ofer cuvântul să ne spuneți despre cea de-a 7-a ediție. Păi, mulțumesc pentru amintirii. Dacă vă amintiți, acum 5 ani sau nu mai țin minte, am și dat exemplu la 2-a sau la 3-a ediție, după ceea ce Rogozin, un înalt funcționar de la Moscova, a și declarat că, uite,
În Chișinău noi nu avem de tancuri ca să-i ocupăm. Noi avem nevoie să trimitem artiști prin cultură. Asta a fost un imbold și mai frumos de a demonstra că noi suntem promotori nu numai frumosului, dar a unui mesaj de pace, unei consolidări. Și tot timpul am fost și am apreciat artistul care a avut poziții. Poziții fermă, demnă, de verticalitate. Ori anul ăsta, dacă am zis ediția a șaptea și îmi saltă inima de bucurie, lăsați-mi lipsa de modestie. E dar, un prilej de mare bucurie, îmi dau seama. Efortul pe care l-am făcut ca să organizăm în fiecare an și nu credeam că voi ajunge la să facem, uite așa, a șaptea ediție, mai ales că a fost și pandemia când ne-a întrerupt activitatea și reuniunea, dar anul ăsta, într-un mod deosebit, chiar am venit cu mesajul ăsta, ținând cont de ceea ce se întâmplă alături de noi și de aia în familia teatrului românesc, în familia teatrelor naționale, am invitat un invitat de onoare, un invitat în mod special, Teatrul Național Academic din Kiev, cu care avem comunicarea încă din toamna anului trecut, când încercam să sărbătorim împreună 100 de ani a Teatrului Național din Kiev și 100 de ani a Teatrului Național din Chișinău, cu un schimb de turnee care erau planificate, erau programate și spectacolele care urmau să plece și la Kiev și aici. N-am reușit, a dat peste cap interesele meschine ale unor personaje odioase, și, dar în schimb au acceptat invitația noastră și biroul elvețian ne-a susținut ca să aducem și vom avea aici pe data de 26 septembrie cu un spectacol Coriolanus de Shakespeare care a luat premii internaționale la diferite festivaluri și îi așteptăm cu emoții și pe ei, care vor veni greu, vor veni de pe 24, pe 25 chiar am planificat o conferință de presă împreună, după care proiecția filmului e 100 de ani a teatrului, subtitrat în engleză, că deja l-am și prezentat, am făcut premiera și la București, la Chișinău și la Sibiu și la Buzău și seara v-am prezentat spectacolul pe care l-am l-a pregătit Luminița Țicu împreună cu actorii teatrului Requiem pentru Bucea, cu tot pentru ei. Și a doua zi, pe 26, vor juca Coriolanus. Iar ținând cont de celelalte spectacole, chiar... Acuși o luăm așa pe îndelete să ne povestiți întreg programul, să ne povestiți cum a fost organizată cea de-a șaptea ediție, pentru că experiența celor șase ediții precedente totuși este importantă, ținând cont de mai multe impedimente legate de pandemie, legate de multe alte detalii mai delicate. Vreau să ne spuneți, dumneavoastră, vreau să vă contrazic de fapt. Haideți. Ați spus că nu ați crezut că veți ajunge aici, la cea de-a șaptea ediție și sunteți foarte emoționat. Eu vreau să vă contrazic, pentru că înainte de a începe această emisiune, dumneavoastră ați spus că dacă vă puneți ceva în gând, până nu atingeți acest obiectiv, nu vă așa lăsați. Eu cred că dumneavoastră ați văzut, ați vizualizat cea de-a șaptea ediție, cea de-a zecea ediție o vedeți, cea de-a 15, cea de-a... Doamne ajută să fie într-un mulțumesc, cer. Atunci la prima ediție, de fapt prima a fost numai ideea de a organiza schimbul de turnee între Teatrul Național Ilie Caragiale și Mihai Eminescu, vorba regretatului Ion Caramitru, care a susținut, a îmbrățișat proiectul de la bun început și a zis îi împrietenim pe Eminescu și Caragiale. Zic, foarte bine. În sfârșit, într-o altă formulă. Am invitat teatrele naționale. A doua ediție am invitat și teatrele din Republica Moldova și tot așa. Acum suntem într-o familie imensă. 17 teatre. Da. 17 teatre. Acest proiect, Reuniunea Teatrelor Naționale Românești, a dat rezultate, a dat
coproducții, a dat și invitații și pentru teatrul nostru la diferite festivaluri, participări, turnee. Cum bine știți, deja în fiecare lună avem un schimb, un dialog prin prezența spectacolilor în România. Chiar mâine plecăm cu spectacolul Carnavalul după Ile Caragiale în regia lui Alexa Visarion și deschidem Festivalul Umorului de la Vaslui. Ne întoarcem și suntem în pregătiri repetițiile generale, un spectacol pe care l-am planificat pentru deschiderea reuniunii. Iată, vreau să ne spuneți despre acest spectacol. Despre ce spectacol, ce spectacol va începe acest maraton teatral al Teatrului Românesc aici în Chișinău? Păi, în primul rând, e o dramatizare, e un scenariu pe care l-am realizat după fuga lui Bulgakov și după jurnalul scris de soția lui Bulgakov și am zis că ne reprezintă pe noi în capcana asta, pe artiști, intelectuali, condițiile artistului în relație cu politicul, în relație cu autoritățile diabolice. Cum se întâmplă și acum? Vedem mari personalități care acceptă să fie alături de criminal. Alții, din contra, alături de victime. Dar aceeași capcană a întâlnit-o și Bulgakov atunci când intenționa să plece, să părăsească Uniunea Sovietică și telefonul primit de la Stalin de la 2 de noapte i-a schimbat istoria, i-a schimbat soarta și așa și nu s-a întâlnit cu fratele, cu sora care erau plecați și a fost ținut deci din strâns, angajat la Teatrul MHAT, dar piesele scoase din repertoriu nu i se dădea voie, nu primea viză pentru a pleca în turnee când teatrul era invitat. Deci era o... și el singur a recunoscut că a regretat, a nimerit de fapt într-o capcană. Eu mă regăsesc, ne regăsim și noi. Cu siguranță ne vom regăsi. Da, ne regăsim. Și chiar sunt recunoscător în primul rând și echipei de actori care au acceptat acest program nebun, i-ar zice. Lucrăm și piesa, spectacolul scoatem mai puțin de o lună, un spectacol imens. Chiar acum de aici o să fug la 6, avem o repetiție generală, prima, așa, cap-coadă, cu decor abia pus, cred că tot astăzi, abia costumele. Am piele de găină, știi ce înseamnă un șnur, o repetiție generală, am piele de găină. Da, să fie cu Doamne ajută acest maraton, început de maraton. Dar a doua zi, vom avea tot, deci a doua zi participă Teatrul Național Radiofonic de la București cu premieră absolută, Grădina de Sticlă, după romanul Tatianei Țibulea. Grădina de Sticlă cu producție din ambele părți, și de la București și de la Chișinău, de la teatru. Pe urmă, la 5 va avea loc spectacolul 12 oameni furioși la Luceafru. La Luceafru. Și la ora 19, Chirița, un concert, un spectacol pe care mi-l doresc de mulți ani, de vreo 4 ani, să-l aduc la Chișinău și uite că în sfârșit am reușit un spectacol mult așteptat, un spectacol care o să vă placă și sunt sigur, muzica aparține Ade Emilia. Și iar înainte de spectacol la 18:30 vom inaugura o expoziție de fotografii a fotografului de la Teatrul Național din București, jurnalistului Florin Ghioc, Ion Caramitru în culise. Mulți îl cunoaștem din spectacole, dar aici e o pagină aparte. Și împreună cu Ian Onică de la Teatrul Național, care vor împărți
holul teatrului prin acele expoziții cu Ion Caramitru și cu actorii Teatrului Național din Chișinău. Și vor fi multe dialoguri, comunicări. Da. Haideți să vedem, de fapt, cum acest program a fost divizat, pentru că este de pe 15, începând cu data de 15, până pe ce dată va fi acest 28. Până 28. Deci va fi un program extrem de plin, variat, cu întâlniri, cu lecturi, cu expoziții, cu spectacole, care mai de care. Povestiți-ne. Cu prietenii noi, cu uși deschise noi. Păi, cam toate spectacolele sunt cu premii. Premii UNITER, premii la diferite festivaluri internaționale, dar premii pentru spectacole diverse pentru tot contingentul de spectatori. Și inclusiv pentru copii? Nu, pentru copii, pentru tineri, da. Pentru tineret, da. Când vor veni în cadrul reuniunii Teatrelor Naționale și spectacole pentru copii? E o idee, nu știu, e o idee și... Pentru că copiii au nevoie, da, și ei să fie, da, inițiați în lumea asta. Știi că... Eu, din postura de mamă, zic, mi-aș aduce fiica la un spectacol românesc. Da, ar fi frumos. Uite că o să ținem cont. Dar poate că la anul nici nu știi cum, de unde sar ieprile. Da. Chiar, că avem solicitări și avem propuneri, oferte și de la Țăndărică, și de la teatru, de la alte teatre pentru copii. Chiar dimineața poate ar fi o idee, matinalele să fie. Poate, dacă reușim cei ce ne-am propus și deja etapa de lucru, în speranța că vom reconstrui și repara Teatrul Național și în urma acelui proiect care este deja trecut prin câteva etape, vom mai avea o sală de 250 de locuri. Wow. Deci în afară de sala mică și de sala mare, deci încă o sală pentru tineret, chiar ne-am gândit, pentru cei care vor să experimenteze și de ce nu, și atunci se leagă lucrurile, că e idee bună, chiar îmi doresc și eu, ai mei sunt mari copii, da, dar nici aceasta a teatrului pentru copii cumva este așa, ocolită. Nu știu, da, aveți perfect, puțin poate mă simt și eu vinovat, dar nu, am mers nu pe... Nu vreau să vă acuz, dar eu copiii mei sunt mari și cred că... Domnule Hadr, că vreau să ne vorbiți despre acest film dedicat Teatrului Național, 100 de ani de Teatru Național aici în Chișinău, în Basarabia. Vorbiți-ne despre acest film și când va fi prezentat, pentru că a avut premieră, cum ați spus și dumneavoastră, și la Sibiu, și la București, și la Buzău, și la Chișinău. Spuneți-ne, când pot cei care nu l-au văzut să-l vadă în cadrul reuniunii? În data de 25 septembrie, la orele 16, va fi proiecția filmului în sala Teatrului Național, chiar. Acolo, unde vor suna încă o dată vocile actorilor și pereții teatrului vor fi, cred că, emoționați să asculte și acea istorie despre spectacolul Eminescu cu Valeriu Cupcea, când înainte de a fi scos de cenzură a aruncat cineva de la balcon cu o rangă de fier în fruntea lui Cupcea, și Viorica Chircă chiar povestește momentul ăsta, că ea a jucat pe Veronica Micli și i-a trecut pe lângă perucă. Sunt imagini de arhive cu spectatorii în anul 1924 pe care le-am găsit în fața Teatrului Național, care vin la spectacolele Teatrului Național. 1924. Este vocea inedită a actorului Costache Antoniu, care povestește cu lux de amănunte câte spectacole jucat și cum a fost invitată de George Topârceanu, proaspăt numit director al Teatrului Național din Chișinău, și l-a invitat aici, a activat 9 ani de zile, și el cu vocea lui spune că aici la Teatrul Național din Chișinău a debutat 2 ani, a fost Emil Bota, marele actor de la București, și Marcel Anghelescu. Sunt imagini video cu Miluțe
Alexei Gheorghiu în rolul Chiriții pe scena teatrului nostru, pe care tot le-am găsit în arhivă și pagina cu Miluță Gheorghiu în anul 57, prezent într-un schimb de turnee cu Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași. De fapt, Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău cu Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași îi leagă o prietenie de la 1918. Așa spun cronicile timpului. Așa. Și Miluță Gheorghiu este alături de Constantin Dinulescu, care numai am văzut în film cum erau întâmpinați la gară cu flori, și este actorul Teatrului Național din București. Am aflat numărul de telefon, am mers și am realizat un interviu și ne povestește în film acea emoție când în gară era toamnă și era cu flori spectatorii și zice, s-au apropiau de noi și cu lacrimi în ochi ne șopteau la ureche: de ce ne-ați abandonat? Sunt multe unice. Chiar la Iași ziceau, dar noi imagini cu Miluță Gheorghiu nu avem. Dar noi avem. Da, le-am găsit aici, la arhivă. Frumos. Eu zic să provocăm și să intrigăm publicul chiar cu secvențe video. Vă invit să urmăriți video în continuare. Basarabia, în Moldova. În Chișinău a fost Teatrul Național. În fiecare marți era premier. Oameni pe care nu-i cunoșteam, evident, care veneau, ne luau în brațe, lăcrimând și spunându-ne: ne-ați uitat aici. Dacă ar fi să facem o comparație între România și Moldova, cea străi voi a fost mult mai dramatică, mult mai tragică. Este deja o tradiție să ne întâlnim la fiecare început de toamnă în marea familie a teatrelor naționale. 17 teatre de pe ambele maluri ale Prutului fac parte din acest festival teatral inedit. Printre acestea și Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, unde astăzi se joacă în premieră spectacolul Mas, după un text de Franz Kafka, în regia lui Andrei și Andrei Grosu, scenografia Vladimir Turturică. În continuare discutăm cu Claudia Maior, șef secția română Teatrul Național Radu Stanca Sibiu, și Vicențiu Rahău, selecționer și coordonator Indoor, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să dialogăm în această seară. Dat fiind faptul că traversăm cu toții o perioadă marcată de incertitudine, durere, ca urmare a conflictului armat chiar sub coasta noastră, menționez aici și manifestul Teatrului Național în contextul deschiderii celei de-a șaptea ediție a Reuniunilor Teatrelor Naționale. A marcat acest fapt și selecția spectacolelor pentru piesele din noul sezon teatral, dar și pentru reuniunea din acest an. Cum dumneavoastră simțiți? Cum s-a schimbat repertoriul teatrului Radu Stanca din Sibiu? Ce subiecte sunt abordate? Ce colaborări se creează noi, afectate de aceste dureri actuale ale noastre? Cu siguranță ceea ce se întâmplă în Ucraina ne-a afectat pe toți, implicit lumea teatrală. Sigur că Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu a încercat să își adapteze repertoriul în funcție de ceea ce se întâmplă pe plan politic și social, cum face de obicei, de altfel. Am încercat să aducem în discuție spectacole care să abordeze teme
teme care vorbesc despre nevoia de, de iubire, de fapt, de acceptare, de împăcare. Am încercat să aducem în fața spectatorilor noștri spectacole cu mesaje pozitive. Povestiți-ne despre premiera care va avea loc în această seară și în cazul în care puteți să ne spuneți cu ce spectacole va fi prezentat Radu Stanca aici, în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești din Chișinău. Premiera din această seară, Mas, este după un text al unui tânăr autor american, Fran Kranz. De fapt, este premiera mondială, pentru că nu a mai fost pusă în scenă. Autorul însuși, fiind și regizor și actor, de altfel, a montat, de fapt, a făcut un film după acest text, dar spectacol de teatru încă nu s-a făcut până la noi. Este un spectacol dureros, aș spune, cu o temă, din punctul meu de vedere, de actualitate, violența în școli. Aceasta este tema. Subiectul este situat în America, un tânăr cu depresie și ucide colegii de clasă. Acesta este pretextul, de fapt, pretextul spectacolului. Pentru că noi vorbim despre depresia adolescenților și cum putem să-i ajutăm. Vorbim despre nevoia lor de dialog și ce putem face noi în calitate de părinți, de profesori, de adulți, pentru a le satisface și a le intermedia un dialog cu ceilalți. Vorbim despre iertare, în esență, pentru că cele două familii ale celor doi copii, victima și cel care ucide, din punctul meu de vedere, ambii copii victime, fiecare în felul lui, se întâlnesc pentru a obține iertarea, pentru a se ierta pe sine, pentru a-l putea ierta pe celălalt și pentru a merge mai departe. Ieri am avut avanpremiera spectacolului. Am avut o sală formată din tineri și din adulți și reacția lor a fost impresionantă. Toți, absolut toți, au ieșit în lacrimi de la acest spectacol. Trebuie de menționat și distribuția, că este una de excepție. Distribuția este de excepție, așa este, mulțumesc. Este o coproducție cu Teatrul Independent, Un Teatru, și din distribuția spectacolului fac parte doi dintre actorii noștri, Ofelia Popi și Marius Turdeanu, și doi actori din București, Mihaela Trofimov și Richard Bobnotski. Patru actori de excepție. Absolut. Nume notorii, da. În teatru. Știm, da, că aș adăuga, eu spuneam, Claudia, în legătură cu un spectacol umas. Cred că, văzând reacția și reacția publicului de aseară, este extrem de important să ne gândim înainte la efectele pierderii celor dragi. Și mai ales acum, în aceste momente foarte dificile de câteva luni, nu? Războiul este lângă noi, mai ales lângă noastră, de a conștientiza o pierdere a unui om drag, a unui copil, a unei rude, și efectele pe care le poate avea asupra părinților, asupra celor dragi, este devastator. Și în același timp este un moment în care ne gândim fiecare dintre noi, spectatori, artiști, regizori, la felul în care putem ierta, dacă putem ierta și cum putem ierta. Frumos, vă mulțumim. Știm că în aceste momente directorul teatrului, domnul Constantin Chireac, se va afla în repetiții pentru rolul său principal din spectacolul Jocuri, Vorbe, Greier, regia Silviu Purcărete, care va avea premiera în 10-11 septembrie. Un spectacol în care poezia este la ea acasă. O să-l vedem și noi aici în Chișinău, în cadrul reuniunii, poate avem norocul.
Cu siguranță, dacă ne invită domnul Hadârcă, vom fi prezenți ca în fiecare an, de altfel, cu, spunem noi, cele mai importante spectacole ale noastre. Eu vă mulțumesc din suflet și prietenia care ne leagă cu Teatrul Național din Sibiu. Sunt pentru noi un exemplu frumos prin tot ceea ce fac ei la Sibiu, cu acel festival imens și cu spectacolele de fiecare dată când au fost prezenți la Chișinău în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale. Au venit nu numai cu un mesaj, dar au venit și cu spectacole de înaltă calitate. Păi cum spunea și domnul Constantin Chiriac, aici chiar din platoul Obiectivului Comun, în cadrul acestei reuniuni, teatrele din România trebuie să vină doar cu spectacole premium pentru a menține și a face acest schimb cultural la cel mai înalt nivel. Conferința iraniană care se va juca la Chișinău, m-am bucurat de emoții în sala teatrului Radu Stanca, Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu, și am ținut neapărat să vină și le mulțumesc pe această cale că au făcut posibil prezența, adică la săptămâna viitoare la Chișinău. Nu, peste o săptămână. M-am zăpăcit acum. Cu ce spectacole va veni Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu aici la Chișinău? Cu spectacol? Da, vă rugăm. Vom veni cu două dintre spectacolele recente. Spectacolul Mamă, după un text spaniol, Marta Barcelo este autoarea, în regia Marianei Cămărășan. Un spectacol care suntem siguri că va atinge până la cel mai sensibil punct spectatorii din Republica Moldova, și spectacolul Conferința iraniană, după un text al lui Ivan Vrăpaev, un superb text al lui Ivan Vrăpaev, în regia lui Bobby Pricop, un tânăr și foarte puternic regizor din România, și de data aceasta cu o distribuție de excepție, alături de echipa Teatrului Național Radu Stanca este și marele actor Victor Revenciuc, care va fi prezent în spectacol printr-un moment video, o videoconferință de fapt în conceptul spectacolului. Da, an de an pentru noi, așa cum spunea și domnul Chiriac, este foarte important să aducem cele mai importante producții ale teatrului. Și domnul Hadârcă știe foarte bine, pentru că știe că am venit cu spectacole semnate de Silviu Purcărete, cum este Așteptându-l pe Godot sau Dale Carnavalului, dar și cu spectacole semnate de regizori tineri, pe care pe unii am lansat, alții deja erau foarte cunoscuți în țară și nu numai, cum este Alexandra Badea, care am adus spectacolul Perfect Compus, dar și Bobby Pricop de anul acesta. Am încercat în fiecare an să aducem câte un spectacol dintr-o zonă clasică, nu ca abordare, ci ca nu știu cum să spun, prestanță sau clasică la nivel mondial, ca să spun așa, și un spectacol al tinerei generații care abordează teme sociale, pentru că dorim să încurajăm dimensiunea social educațională pe care o dezvoltă Reuniunea Teatrelor Naționale. Ne bucurăm foarte tare de această dimensiune și atunci am ales împreună cu domnul Hadârcă ca în fiecare an să avem câte două spectacole din aceste zone diferite. Noi vă mulțumim și vă așteptăm ca de fiecare dată cu mare drag aici la Chișinău. Mulțumim și noi și abia așteptăm. Să aveți o seară frumoasă și premiere senzaționale. Baftă ca de fiecare dată. Da. Baftă și mult succes! Mulțumim! Numai bine!
Am revenit în platou. Domnule Hadâr, că vreau să vorbim despre programul reuniunii, care pe lângă cele 24 de spectacole în sălele de teatru, nu doar în sala Teatrului Național, vor fi și în celelalte, Teatrul Fără Nume, Teatrul Luceafărul, Teatrul ce teatre? Eugen Ionescu, care vin, toate teatrele vin cu premiere, cu spectacole extraordinare. Spuneți-ne și despre cele 9 audiții ale spectacolelor radiofonice, despre lansări de carte, proiecții de film am vorbit, expoziții de fotografie, vă rog. Dialoguri. Un parteneriat cu Universitatea, Facultatea de Jurnalism. Care constă în ce? În comunicări cu actorii, cu regizorii care vor fi prezenți la Chișinău în cadrul reuniunii și dimineața este deschisă ușa pentru dialog și pentru comunicare cu, și cu publicul larg. Deci cu aceste comunicări de care suntem flămânzi, avem ce învăța unii de la alții, avem cu cine inspira. Deci un festival de ăsta, știi cum e în lumea noastră. Ai văzut un spectacol care te inspiră și îți provoacă o poftă și o dorință de a fi în scenă, de a păși exact așa și uite și zici că așa ceva nu mi-am imaginat că poate fi montat și vrei. L-ai văzut cum a dat replica actorul cu tare. Și vor fi, deci două săptămâni de festival, două săptămâni de regal teatral românesc. Vine Teatrul Național din Iași cu două spectacole, cu unul al lui Radu Afrim, trei piese triste, care se va juca duminică, iar sâmbătă o comedie, Domnul Vulpi, în regia lui Cristian Hagiculea. Pe urmă, luni, Timișoara va prezenta o scrisoare pierdută de Ile Caragiale, în montarea directoarei de la Teatrul Național, Mihai Eminescu din Timișoara, Ada Lupu Hausvater, o viziune aparte, interesantă, cu viziune modernă a scrisorii pierdute. Pe urmă, e un recital de Shakespeare în sala studio a lui Emil Boroghin, iar în sala mare va fi prezent alt spectacol premiat la Uniter, Câine cu om, câine fără om, în regia lui Radu Afrim. Va fi Teatrul Național din Târgu Mureș, secția română Liviu Rebreanu, cu un spectacol în regia lui Bobie Pricop, Trădare. Va fi Teatrul Național din Sibiu, Teatrul Național Ile Caragiale, va veni cu trei, are o datorie, obligații din primăvară când n-a fost prezent și de-aia acum în reuniune vor fi cu trei spectacole, cu Dale Carnavalului, cu distribuții impunătoare, cu Crăcănel, în rolul lui Crăcănel, Claudiu Blion, cu în regia lui Alexandru Dabija, urmă Noaptea lui Helver cu acum un actor tânăr pe care l-am admirat, acum mai face parte din trupa Teatrului Național Ile Caragiale din București, l-am aplaudat la Metropolis și împreună cu Amalia Ciolan, care a mai fost la noi prezente, iar sâmbătă 24 vor juca în scenă Maia Morgenstern cu Marius Manole, care și a doua zi va fi prezent cu un spectacol la Mateievici, cu într-o distribuție cu Ana Tol Durbală de la Mihai Eminescu. Deci ne așteaptă lucruri frumoase. Două săptămâni de întâlniri, revederi, surprize teatrale extraordinare. Noi am ieșit în stradă, domnule Hadâr, că și am vorbit cu oamenii și am întrebat când au mai trecut pragul unui teatru, ce amintiri leagă de spectacole. Să vedem ce spun oamenii. Mă bucur pentru acest eveniment, un eveniment care după mine a fost așteptat foarte mulți ani. Este o comunicare, este o plăcere să asculți limba noastră, cea română. Sigur că mi-aș dori să ajung la spectacol, încă n-am decis la care am să aleg să merg. Îmi plac mai mult spectacolele clasice, suntem obișnuiți, dar și cele moderne sunt interesante, pentru că sunt niște viziuni noi, important să se păstreze mesajul. Mi-ar plăcea, dar suntem cu piciu. La care teatru a fost? Aproape la toate, din Teatru Eminescu, Satiricus, Luceafărul, Geneza Art.
și la Teatrul Popular, desigur. Preferata noastră și a familiei noastre, noastre rămâne de Gheorghe Urschie, de la Luceafărul, La Vita e Dulce, da, ceva de genul. Переехала в Кишинев сейчас недавно, и пока еще ни разу не была в театре, и там у нас в стране тоже не была в театре, поэтому нам очень хочется. Нам еще наша учительница по румынскому сказала, то, что она хочет с нами вместе пойти в театр, и я очень хочу. Am mers la Teatrul Mihai Eminescu și de obicei mai mult pe clasic. Ne-ar plăcea să vedem unul din spectacolele care s-ar monta. Mie îmi place teatru din anii de studenție. Acum e mai complicat de mers la teatru din vari motive. Eu am fost la teatru, dar am fost când eram mic. Mă duceam cu școala la Licurici, mă din era așa se numea și la teatru. Duceam și la Pușkin și aici am fost. Aveam clasa 3-a, 4-a, eram eu din 58, dar aveam vreo 12-11 ani. Când am fost la aici la... Și mai mult n-am mai fost. N-am avut posibilitatea. Când eram studentă. Acum, de când sunt copii, nu mai e timp. Acum chiar i-am arătat celui mare că ăsta e Teatrul Mihai Eminescu. Adică știe. Și cu siguranță o să plece. În continuare discutăm cu Cristian Hagicura, directorul executiv al Teatrului Național Vasile Alexandrei din Iași. Bună seara! Bună seara! La cea de-a 30-a ediție a premiilor UNITER din acest an, premiul pentru cel mai bun spectacol a fost adjudecat de Plugarul și moartea, dramatizarea și regia Silviu Părcărete, Teatrul Național Vasile Alexandrei Iași. Vrem să știm dacă vedem spectacolul și în cadrul reuniunii teatrale din acest an. În cadrul reuniunii teatrale vine un alt spectacol care a luat premiul de scenografie, după Metterling, făcut de Radu Afrim, și Domnul Vulpe, o adaptare după Volpone a lui Ben Johnson. Iertați-mă, deci, sunt... dar Plugarul și moartea a fost anul trecut, anul deci trecut înainte de a fi premiat la UNITER. L-am văzut apropo. E adevărat, vorbeam de anul ăsta. Ce înseamnă e drept, când l-ați văzut, nu știa nimeni că o să ia premiu. Da, și iată surpriză, felicitările noastre. Ce înseamnă această reuniune pentru cultura românească? Devine oare teatrul românesc mai puternic atunci când își adună forțele? Vorbim de forțe de pe două maluri de Prut, teatrul românesc aici, din Basarabia, și cel românesc dincolo, în România. Teatrul românesc e unul singur și de când ne-am reunit teatral, adică după 90, lucrul ăsta e din ce în ce mai evident. Mișcarea actorilor, mișcarea spectacolelor de pe toate părțile Prutului este un dat la ora actuală, e o situație normală, împărtășim aceleași valori și teatrale și extrateatrale, deci e normal ca această reuniune a teatrelor românești să fie încă un motiv de reîntâlnire a publicului cu spectacole în limba română. Despre asta e vorba. Noi comunicăm continuu. Vreau să ne povestiți și despre colaborările dintre actori sau dintre trupe teatrale. Acest împrumut frumos de actori, de regizori care se întâmplă la nivel de teatre și colaborarea teatrului pe care, al cărui director executiv sunteți, și cu Teatrul Național Mihai Eminescu din Chișinău. Deci, domnul Hadârcă, care e lângă dumneavoastră, este unul din regizorii care au lucrat în Teatrul Național din Iași. Actori, colegi de-ai dânsului au lucrat într-o coproducție pe care am realizat-o împreună despre unirea, să zic așa, despre istoria Basarabiei și reîntregirea cu restul țării în 1918, Sfatul Țării se numea. Colaborăm de Teatrul Național din Iași colaborează cu Teatrul Național din Chișinău de peste 100 de ani. Participăm la premiere,
participăm la spectacole, deci e o viață normală pe care o ducem fără mirări, să zic așa. Deci însăși viața normală a unui mișcări teatrale corecte și complete, da. Noi vă mulțumim frumos și vă așteptăm cu mare drag aici la Chișinău. Revin cu plăcere în câteva zile. Mulțumim, vă așteptăm. Numai bine. Drag, o zi bună. Numai bine. Vreau să ne întoarcem la acel vox pe care l-am realizat în stradă și să ne spuneți, domnule Hadâr, că despre... Anterior vorbisem cu ministrul Culturii Republicii Moldova aici în platou, domnul Sergiu Prodan, despre acele vouchere culturale care sunt acordate studenților odată ce împlinesc 18 ani, majoratul, pentru a putea vizita cât mai multe evenimente culturale, spectacole, concerte. Ce facem cu publicul de vârsta a treia? Iată, chiar doamna care vorbise spunea că și-ar fi dorit, așteaptă evenimentul, dar sunt momente mai precare, cum ar fi posibilitățile financiare. Acele vouchere, pot fi create și vouchere pentru persoanele de vârsta a treia? Uite că noi am avut un proiect acum câțiva ani și l-am mai menținut, adică am dat continuitate când am zis cu buneii la teatru. Da, țin minte. Proiect, deci da. Nepotul care venea și cumpăra un bilet avea gratuit, eram susținuți atunci de o organizație non-guvernamentală și avea dreptul la o invitație pentru bunei. Deci era o replică de mulțumire pentru bunei când bunei au grijă să vină cu nepoței la teatru și acum... Tot. Și ideea asta cu voucherile mi se pare foarte interesantă, pentru că chiar mă uitam și schimbul ăsta de turnee pe care l-am organizat și îl avem practic și acum am ajuns că în fiecare lună avem câte un turneu în România, ne-am bogățit cu spectatori și văd în sală chiar și acum la reuniuni și la spectacolele noastre, spectatori care vin special să vadă spectacolul la Teatrul Național. Când mă uitam pe informația de la casa de bilete și online. Sunt spectacole care deja sunt vândute, sold out, da, toate biletele? Sunt spectacole la care nu mai avem nicio șansă să rămânem. Cine... mai sunt, știți cum eram și noi când eram studenți, mergeam la casa de bilete. Și se mai întâmplă când cineva nu se prezintă, a făcut rezervarea, da. Și rezervarea aia cu jumătate de oră înainte de începerea spectacolului poate fi scoasă spre vânzare. Dacă nu s-a prezentat, ci spectatorul care și-a făcut rezervare și din diverse motive n-a avut posibilitatea să vină, mai găsesc locuri. De aceea trebuie să fim așa. Eu mă bucur ce și felicitări pentru dialogul ăsta pe care l-ați organizat cu spectatorii. Asta e o altă invitație la teatru. Și chiar vorbeam cu cunoscuți care îmi spuneau, zice, uite, a venit cumnatul meu, a venit din străinătate și zic, hai să mergem să petrecem seara la un spectacol. Zice, nu, n-a fost în viața mea la un spectacol, mai bine mergem la film. Și după care a ieșit, zice, la teatru e mai interesant ca filmul. Deci e și asta o invitație. Cel care pășește pragul teatrului și se îndrăgostește, rămâne bolnav de teatru până... Da, frumos, într-adevăr, așa și este. O confirm. Vreau să ne spuneți despre faptul cum s-a întețit în timp numărul spectatorilor. Pentru că, iată, vorbim de spectacole sold out, vorbim de spectacole ale Teatrului Național Mihai Eminescu pe parcursul anului, nu doar în cadrul acestor evenimente, care sunt extrem de solicitate. Interesul față de teatru al oamenilor a crescut? S-a schimbat ceva, s-a modificat, pentru că țin minte, a fost o perioadă când era foarte, foarte pasiv publicul în Chișinău. Nu mai zic de celelalte raioane, dar în Chișinău erau puține săli pline, puține locuri ocupate în timpul unei reprezentații teatrale. Păi
poate, uite, voi da un exemplu, dar dacă m-ai provocat, un exemplu pe care l-am inițiat tot cu teatrul din Bălți, a fost o perioadă și acolo erau opinii și de astea că spuneau nu scăpa pe Hadir că la Bălți o să-ți furi spectatorii. Păi zic, dacă mă gândeam eu așa când am început reuniunea Teatrului Național, nu scăpa pe Caramitru, pe Mălăiele, pe Maia Morgenstern, exact, pe scena Teatrului Național, atunci e o greșeală. Ba din contra, când vin și este nume schimb, sonore, nume trupe sonore, extraordinare, trupe da, extraordinare, eu am observat, teatrul s-a îmbogățit cu spectatori. Și spectacolele noastre, deci îi dăm o tensiune de asta frumoasă la deschiderea stagiunii, cu spectacole diverse și valul ăsta a spectatorilor se menține pentru întreaga stagiune. Ceea ce e frumos, asta ne-am dorit-o și asta ne-o doresc. Interesant și frumos. Da, da. Un truc managerial extraordinar. Frumos. Noi suntem practic pe final de emisiune. Dacă mai vreți să ne spuneți ceva, lucruri inedite care se vor întâmpla în această ediție, spuneți acum, domnule Hadârcă. Păi, în primul rând, decât să facem încă o dată invitații pentru avem spectacol. 3 minuțele, reușim, da, și o invitație. Și reușim și... Da. Lucruri inedite se vor întâmpla și se întâmplă. Lucruri frumoase în cadrul reuniunii vor fi. Dar... premier ceva? Nu, îi așteptăm toți la teatru, toți spectatorii, pentru că credeți-mă că teatru își are menirea lui de a provoca nu numai la o comunicare, de a provoca spectatorul, colegii, actorii la o meditație, de a pune întrebări și de a găsi răspunsuri la multe, multe ceea ce se întâmplă cu noi, nu numai în viața de zi cu zi, dar ceea ce avem de făcut. Exact, cum a spus și domnul Hagiculea, ce frumos că acest lucru este o normalitate. Să poți vedea actori mari de la București, din Iași, din Sibiu, aici, pe acasă, fără să depui un mare efort decât să iei un bilet, să cumperi un bilet și să treci pragul teatrului. O normalitate extraordinară. Noi vă dorim succes mâine. Mulțumesc. La Vaslui, pentru că știm că plecați, dar venim neapărat la deschiderea celei de-a 7-a ediții a Reuniunii Teatrelor Naționale. Să fie cu Doamne ajută! Mulțumim și vă așteptăm cu drag la teatru. Nu o să regretați. Veniți! Venim neapărat, doamnelor, domnilor, atât pentru astăzi. O seară frumoasă. Ne vedem la teatru!